ședințe am rămas la 6, care să ne menținem opinia, 6 persoane care am fost ori excluse, ori pedepsite, ori luate toate funcțiile pentru alegerile prezidențiale. Spun de 3 ani de zile că sunt, în ciuda multor voci care încearcă să acrediteze ideea că mă interesează doar o ascensiune politică, nu este adevărat și sunt cu adevărat o persoană care dorește să schimbe în bine fața capitalei, chiar dacă mi se pun atât de multe bețe în roate și în ultimii ani realmente am fost transformată sac de box. Îmi doresc, dacă, bineînțeles, lucrurile vor fi normale și în privința sănătății mele și a finalizării cu bine a mandatului, să candidez pentru un nou mandat de primar general. Aceasta este dorința mea și cred că există și susținere în acest sens. Dar ce ați gândit ieri când ați văzut pe Instagram-ul pe poze? Dar nu vă gândiți că m-am bucurat. Deci nu m-am bucurat. Cum poți să te bucuri? Ce fel de om poți să fii să te bucuri când un om își pierde libertatea? Indiferent câte adversități ai avut cu el, inclusiv cât te-ai pătimit din cauza lui, că te-ai și îmbolnăvit, nu poți să te bucuri de așa ceva. Au fost colegi care mi-au spus că aș fi cea mai potrivită și că ar trebui să-mi asum această poziție foarte dificilă într-un moment greu al PSD, în care mulți fug de PSD pentru că ei consideră că partidul a ajuns la un scor foarte mic. Trebuie făcută analiză foarte serioasă ce s-a întâmplat în acest partid. Să finalizez. Sunt colegi care m-au sunat și mi-au spus că aș fi cea mai îndreptățită persoană să preiau președinția partidului. Am spus că eu sunt un om de echipă, nu-mi doresc acest lucru, am și precizat în noaptea alegerilor, statutar este normal. Ministrul Viorica Dăncilă să preia ca președinte executiv interimatul de președinte, îl susțin cu toată tăria pentru poziția de președinte executiv interimat pe domnul Paul Stănescu, care alături de mine și alți foarte puțini colegi am avut cu toții de pătimit pentru că am semnat această scrisoare. Cred că nu trebuie să plătim punițe, dar cred că trebuie să se facă dreptate. Și nu este normal să se perpetueze același mod de a conduce partidul și anume în grupulețe foarte restrânse. Cetățenii trebuie să fie consultați, partidul trebuie să fie întrebat, forurile de conducere trebuie să fie transparente.